Pe măsură ce alegerile prezidențiale din Statele Unite se apropie, lupta dintre Donald Trump și Kamala Harris devine din ce în ce mai acerbă. Cu doar 15 zile înainte de ziua votului, sondajele arată că cei doi sunt umăr la umăr, făcând ca fiecare vot să fie crucial pentru câștigarea curselor în statele cheie. Cu doar 15 zile înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, cursa dintre Donald Trump și Kamala Harris devine tot mai strânsă, cu sondaje care arată că cei doi sunt umăr la umăr. În ultimele simulări realizate de 538, Trump conduce cu 51% la 49%, iar din 1000 de simulări, acesta obține 507 voturi, în comparație cu 490 pentru Harris. Chiar și în cele trei confruntări directe, nu există un câștigător clar, ceea ce face ca totul să fie și mai incert. Ultimele sondaje individuale susțin această rivalitate aprinsă. De exemplu, sondajul Tip Insights efectuat între 17 și 19 octombrie arată un Trump cu 49% față de Harris cu 47%. La rândul său, sondajul Quantus Insight realizat între 15 și 17 octombrie a arătat o egalitate perfectă, cu 49% pentru fiecare candidat. În plus, sondajul Atlas Intel îl plasează pe Trump în avantaj cu 51 față de 48% pentru Harris, iar sondajul ActiveVote confirmă această tendință, arătându pe Trump cu 51% și pe Harris cu 49%. Aceste date nu reflectă doar o competiție acerbă la nivel național, ci și în statele cheie care vor decide câștigătorul alegerilor. De exemplu, în Arizona, Trump are 48,6%, în timp ce Harris are 46,7%. În Georgia, Trump conduce cu 48,7% față de 46,9% pentru Harris. Însă nu toate statele sunt favorabile Republicanului. În Nevada, Harris conduce cu 47,6% față de 47,1% pentru Trump. Astfel, totul se joacă în aceste swing states esențiale, iar fiecare vot contează enorm. În plus, 64% dintre pariorii de pe platforma Polymarket consideră că Trump va câștiga, comparativ cu 36% pentru Harris. Această situație tensionată este reflectată și în ultimele acțiuni ale lui Trump, care a surprins americanii cu o vizită într-un fast-food, unde a servit clienții, stârnind reacții entuziaste.